Partenerii noștri din Bulgaria ne-au informat despre eșuarea mai multor cetacee din specia Focena Focena, marsuin, aflate în incapacitate de orientare și foarte slăbite în apropierea coastelor din sudul Bulgariei. Ulterior am descoperit și noi un caz publicat pe rețelele de socializare la Mangalia. Unii dintre marsuini prezentau răni, plăgi arse, care dovedesc apropierea de un loc de explozie. Din păcate, niciunul dintre cetacee, care cel mai probabil nu s-au hrănit de mai multe zile, peste 10 estimăm, având în vedere grosimea țesutului adipos, nu au șanse de supraviețuire. Toate acele leziuni produse, interne și externe, sunt în timp incompatibile cu viața și, din păcate, este unul dintre rezultatele războiului aflat în desfășurare în momentul de față. Bănuim, fără a avea certitudinea, că arsurile acelor exemplare care prezintă această categorie de plăgi sunt produse de fosfor, având în vedere că extinderea rănilor respective, dacă s-ar fi produs printr-o flacără a unei deflagrații, să spunem așa, clasice, nu ar fi permis viața acelor cetacee, mai precis le-ar fi făcut bucăți. În plus, fiind animale care stau mai mult în apă, nivelul de afectarea ar fi fost teoretic, cel puțin mai redus. Singura explicație probabilă fiind arsuri cauzate de fosfor, practic un element care arde și sub apă. Deci, din păcate, având în vedere că aceste cetacee sunt cele care trăiesc și în apropierea, foarte frecvent în apropierea țărmurilor sau în porturi sau pe lângă porturi, e foarte posibil ca ele să se fie aflat într-o zonă de operațiuni militare. Din păcate, este unul dintre efectele pe care le vom contabiliza multă vreme după încheierea acestui conflict și în momentul de față nu putem să avem o dimensiune reală a dezastrului produs mediului înconjurător.